reușește Fulop să-i paseze lui Codoban. Din nou apărarea gazdelor. Are multe greșe. Thomas era în poziție regulamentară. Să-l vedem pe Rus. Rus centrează. Golul egalizator vine înscris de Biliński. 1-1. Al treilea gol al polonezului în Liga 1. Excelentă centrarea lui Rus. 1-1, minutul 27. V-am spus, Biliński are calități, s-a văzut acest lucru pe parcursul minutelor pe care le-a primit în această primăvară. În principiu a fost însă rezerva lui Trucudean. Un pic prea larg marcajul lui Tincu. Tincu nu avea voie să scape adversarul de acolo, nicio șansă pentru Lazăr. Una în această criză financiară în care se zbate fotbalul nostru. Faptul că acești puști vor primi mai multe șanse. Biliński! Gol! Gol fantastic! Marcat de Kamil Biliński după ce a întors doi adversari. 2-1 pentru Dinamo. 4 goluri marcate de Biliński în campionatul nostru în 2 meciuri. De fiecare dată o dublă cu Pandurii Târgu Jiu și cu Botosani. Dar ăsta este un gol de autor. Schimbat pe omul Stoicov. Intră Juncănaru. Ce gol reușește Biliński. Greșeala lui Danci, a lui Dincu. N-aveau voie să-l scape acolo pe Biliński. Polonezul găsește vincul.